Tendințele ascendente ale numărului consumatorilor și al traficanților, consumul de etnobotanice în creștere, numărul mare de elevi de gimnaziu care fumează și consumă alcool și accesul facil la unele tipuri de droguri sunt motivele care au condus la realizarea proiectului Necenzurat, adresat adolescenților cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani. Acesta are la bază modelul comprehensiv al influenței sociale. Este, de fapt, un proiect european implementat inițial în 7 țări europene, iar la acest moment se implementează în 15 țări din Europa. De ce s-a extins? Evident, pentru că este un proiect cu rezultate bune, dovedit prin cercetări ulterioare efectuate asupra impactului proiectului în grupul țintă. Și la nivelul României este implementat deja de 2 ani. A fost ca și proiect pilot, după cum spuneam, tocmai pentru a vedea cum poate fi implementat, care sunt punctele slabe, punctele tare ale proiectului. La nivelul județului nostru, spuneam, prin școala gimnazială Grigore Alexandrescu a fost implementat ca pilot în anul școlar anterior, iar anul acesta facem o extindere a proiectului în 21 de unități școlare din județ. În perioada 24-28 februarie a avut loc cursul de formare a 25 de profesori și profesori consilieri școlari pentru implementarea programului Necenzurat în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița și Casa Corpului Didactic. Urmând ca în perioada martie-iunie 2014, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, acest program să fie implementat în unitățile școlare din Dâmbovița. Casa Corpului Didactic oferă servicii educaționale prin perfecționarea continuă a cadrelor didactice în scopul realizării unei educații complete și de calitate pentru toți elevii din învățământul dâmbovițean. Cele două componente de bază din punctul nostru de vedere sunt desfășurarea unui set de 12 activități pentru copii în cele 21 de unități de învățământ din județul Dâmbovița, componenta inovativă și care pentru noi sperăm să aibă un impact pozitiv este cea care se adresează părinților în scopul furnizării către aceștia a unor instrumente de învățare care să sprijine prevenirea consumului de droguri în rândul preadolescenților. De asemenea, și relefa faptul că se adresează copiilor, tinerilor de la vârsta preadolescenței, 12-14 ani, când copiii au foarte multe întrebări și uneori prea puține răspunsuri și încearcă să le formeze abilități de viață în mod deosebit pentru a respinge și a face față presiunii grupului. Vreau să subliniez cooperarea frumoasă între instituțiile noastre, care încă o dată pune în valoare ideea că educația nu mai aparține unui om sau unei instituții, ci devine o complementaritate, având în vedere marile probleme cu care tineretul în general se confruntă astăzi. Până acum, activitățile de desfășurare a proiectului Necenzurat au decurs foarte bine. Elevii de la școala numărul 9, Grigore Alexandrescu, în care a fost implementat proiectul, sunt obișnuiți cu astfel de activități. Unitatea noastră școlară a beneficiat de încă un proiect, Freed Goes Net, în care au fost implicați elevii claselor a 7-a cu activități tot informative, interactive, la care au participat și părinții. Sper că lucrurile în cadrul programului vor fi benefice pentru între colectivul și de cadre didactice și de elevi și cu atât mai mult de comunitate și de către părinți.